urmează un podcast ușor financiar prezentat de Fundația OTP Bank România. Ai grijă de banii tăi, fiindcă nimeni altcineva nu o va face. 9 și 30 de minute, bună dimineața aici pe frecvențele Ițibiții. Ei bine, alături de noi este Adrian Căruceru, coordonator Departament Educație Financiară pentru Adulți în cadrul Fundației OTP Bank România. Bună dimineața, Adrian, bine ai revenit. Bună dimineața, Marius, bine te regăsesc pe tine și pe ascultătorii noștri. A fost o lună întreagă în care am vorbit în fiecare miercuri despre asigurare. A venit ziua judecății. Ziua judecății. Care sunt concluziile? Ei bine, hai să amintim. Am vorbit despre asigurare și autoasigurare, spui tu. Ce fel de asigurare să alegem, ce să asigurăm, așadar, iată-ne la final, care sunt concluziile? Păi, concluziile sunt câte un pic din fiecare intervenție de-a noastră săptămânală din luna asta, dedicată, așa cum spuneai, asigurărilor. Așadar, asigurare sau autoasigurare, depinde, e o perspectivă diferită aici, în funcție de ce anume vrem să facem și cum putem să facem. Ceea ce e de reținut aici, că nu e important întotdeauna asigurarea în forma clasică, standard, tradițională pe care o cunoaștem, ci e mai mult decât suficientă autoasigurarea. De exemplu, ca să nu am probleme cu mașina altele decât cele provocate de alții, și atunci asigur vorbesc de o asigurare casco, sau ca să nu pot provoca eu la rândul meu altora probleme în trafic cu mașina, e suficient, dincolo de acele asigurări de răspundere civilă și casco, o amintită asigurare facultativă, să mă autoasigur eu că am o conduită preventivă, că respect regulile de circulație, că nu fac excese, că nu fac abuzuri. Toate astea se înscriu în ceea ce numim autoasigurare. Deci, autoasigurarea are o componentă psihologică, înțeleg? Are și o componentă psihologică, dar și o componentă concretă, practică, nu neapărat abstractă, deci concret. Să fac niște lucruri pe care pot să le fac fără niciun fel de problemă, doar, sigur, trebuie să mă gândesc un pic la ele înainte și să le pun în practică. Și după ce ne convingem că e bine să ne asigurăm, dacă ne convingem, că unii nu sunt convinși, unii nu sunt convinși, mai trebuie un pic de muncă de convingere cu unii, ori a lor cu ei înșiși, ori de către altcineva, după ce ne convingem că e bine să ne autoasigurăm sau să ne asigurăm după caz, păi nu avem decât să facem lucrurile astea două. Ori unul, ori altul, ori cred că pe amândouă. E bine să avem câte ceva din fiecare, ca să fim acoperiți în totalitate. Și ce fel de asigurare alegem? Ce fel de asigurare alegem? În funcție de obiectul asigurării, sau mai bine zis, de riscul pe care vrem să-l asigurăm, că avem câteva categorii de riscuri. Din fericire, nu sunt foarte multe, sunt 4 categorii de riscuri. Riscuri personale, riscuri financiare, riscuri față de, să spunem, care privesc răspunderea noastră față de alții și așa mai departe. Deci câteva categorii de riscuri există pentru fiecare dintre ele, asigurări sau instrumente de asigurare specifice, așa încât nu ne mai rămâne de făcut decât să cunoaștem riscurile, să ne gândim cum putem să le acoperim, că de evitat se poate evita, dar nu întotdeauna, și atunci să transferăm consecințele financiare ale producerii unor riscuri către instituții specializate, în speță companiile de asigurări, care au la dispoziție instrumente specifice în direcția asta, care ne pot ajuta contra unei sume de bani numită primă de asigurare. Și uite, introducem și un alt termen specific industriei asigurărilor, prima de asigurare, adică acel cost pe care îl plătim pentru a putea transfera riscul unei societăți specializate, și în felul ăsta suntem acoperiți sau suntem puși la adăpost într-o măsură foarte mare. Sigur, e important aici să cunoaștem nu doar riscurile, ăsta e primul aspect, ci să cunoaștem și ce anume poate fi asigurat și, de asemenea, ce nu poate fi asigurat, sau așa numitele excluderi, un alt termen specific industriei asigurării. Excludere, ce are în vedere? Păi, de exemplu, la o asigurare de viață, clauza de suicid nu se asigură. Adică, dacă, Doamne ferește, se produce acest eveniment, nu e asigurabil, nu e transferabil în ceea ce privește cu asigurare. Deci am dat un exemplu un pic mai dur așa, dar ele sunt, sigur, sunt, fac parte din domeniul ăsta și evident trebuie luate în considerare. Cu toate acestea, sunt oameni care cunosc riscurile și totuși nu fac pasul ăsta spre asigurare, dar să se asigure. Dar oamenii care totuși se uită la aceste riscuri și au această decizie, ce le-ai recomanda? Ce să asigure? Păi să asigure ce e important pentru ei.
dacă e casa importantă pentru ei, să o asigure. Nu e nicio îndoială aici, nu încape nicio altă discuție. Dacă e importantă casa, dacă sunt conștienți de faptul că oricând se poate întâmpla ceva, un eveniment neprevăzut și care să genereze pe de altă parte și consecințe financiare exprimate în costuri mari, semnificative, greu de gestionat, da, atunci n-ai decât să asiguri casa. Iar la... Dar nu ești obligat să o asiguri. Exact, asta voiam să spun. La capitolul asigurarea imobilului există evident și o asigurare obligatorie, care nu e așa, fiind obligatorie, e pentru toată lumea nevoie și necesară să o facă pentru a se încadra în prevederile legale. E suficient? Pentru că e aceeași situație ca la mașină. Păi dacă asigurarea, da, asigurarea obligatorie are o acoperire mică, o sumă mică acoperă, o valoare mică de asigurare, asigurată, 10.000 sau 20.000, în funcție de materialele din care sunt construite imobilele, dar există evident și asigurare facultativă care poate, poate să acopere valoarea de piață sau valoarea pe care o dorești ca să fii protejat, evident, valoarea locuinței la ea sau imobilului respectiv. Așadar, asigurarea obligatorie ca prin pas necesar și fără de care nu putem să facem o asigurare facultativă, iar cea facultativă vine să completeze, să o suplimenteze pe cealaltă până la o valoare asigurată care să reflecte valoarea imobilului, așa cum dorim, și evident și alte riscuri să fie acoperite, cum ar fi cele de distrugere sau de furt, uh-huh, pentru bunurile din locuință, pentru daunele provocate altora, deci și o componentă de răspundere civilă în această asigurare facultativă. Adică ne îngrijim să avem în vedere și daunele sau pagubele sau prejudiciile pe care le putem provoca vecinilor, de exemplu, dacă stăm într-un bloc, și atunci, în felul ăsta, suntem acoperiți într-o mare măsură. Așadar, e bine, cred că, să ne gândim și la asigurarea facultativă. Uite, eu, de pildă, mă număr printre cei care, odată, atunci când și-au cumpărat apartamentul și-au semnat, bineînțeles, și plătesc această asigurare, nu m-am uitat foarte atent la ce asigură această asigurare obligatorie și apoi am făcut câțiva pași în această direcție și mi-am dat seama că, într-adevăr, sunt unele lucruri care, dacă se întâmplă, nu sunt asigurat. Mă gândesc că ar fi o recomandare bună pentru cei care semnează aceste asigurări. E mai mult decât o recomandare, e o necesitate, iar în cazul unui credit, asigurarea facultativă spune că devine obligatorie, pentru că nu poate să existe un credit ipotecar sau care are ca garanție un imobil, un apartament, fără ca bunul respectiv să nu fie asigurat. Deci în cazul unui credit, asigurarea obligatorie... Asigurarea obligatorie, PAD, acel așa numitul PAD, protecție împotriva dezastrelor, sigur că există, indiferent de faptul că e un credit sau nu e, la mijloc. Dar asigurarea facultativă, așa cum înțelege fiecare să o încheie, în absența unui credit, devine, în cazul unui credit, în cazul unei relații contractuale, obligatorie. Am înțeles. Pentru că banca dorește să se asigure că banii pe care i-a împrumutat pentru finanțarea achiziției sau construcției sau extinderii unui imobil vor fi returnați pe de o parte, iar pe de altă parte că obiectul acelei finanțări nu e supus de unui risc rămas pe din afară sau neacoperit. Iar tocmai din acest motiv, asigurarea aceea e, să spunem așa, cu caracter obligatoriu în cazul unui contract de credit. Pentru că ne aflăm în vacanță, dar mai avem și doar 3 minute din întâlnirea noastră de astăzi. Asigurările de vacanță, ce părere ai despre ele? Sunt asigurările de călătorie sau medicale sunt importante, sigur, de ce nu? Dar uite, în Europa, pentru că noi suntem în Europa, avem cardul european de sănătate care ne scutește de multe probleme. Așa, putem să-l folosim pe acela. E o procedură... Nu e foarte complicată. Nu e foarte complicată. Dar trebuie parcursă prin care poți să obții un card european de sănătate. E gratuită, e... Instrumentul respectiv e gratuit, nu costă nimic. Se poate și online, făcut demersul ăsta. Deci, uite, un exemplu bun. Doar că asigurarea de... Ăla, după cum îi spune și numele, e de sănătate. Dar o asigurare de călătorie are riscuri mult mai multe acoperite, cum ar fi întârzie avionul sau se anulează cursa respectivă sau se pierd bagajele sau întârzie bagajele și așa mai departe. Deci, uite, sunt mai multe riscuri pe care, în schimb, unei sume de bani de câteva zeci de euro, probabil, așa, le putem avea acoperite și în felul ăsta plecăm liniștiți în vacanță fără să ne mai gândim și la faptul că se poate întâmpla orice și nu suntem protejați împotriva consecințelor financiare ale eventualelor riscuri.
Adrian Căruceru, coordonator Departament Educație Financiară pentru Adulți în cadrul Fundației OTP Bank România. Îți mulțumesc mult pentru toate aceste, pentru acest dialog și pentru aceste recomandări și îți doresc o vacanță asigurată. Mulțumesc frumos, Marius, și mă bucur că am fost aici. Ne revedem în următorul sezon, nu? Până atunci, vacanță plăcută tuturor și drumuri bune, fiecare vânt are de mers. Mulțumesc, Adrian, rămâneți în Happy Music!